Vă mulțumesc tare mult. Îl salutăm și pe domnul Corneliu Dobrițoiu, reprezentantul Partidului Puterii Umaniste Social-Liberale. Chiar vorbeam alături de ceilalți invitați despre faptul că ne propunem să avem școală digitală și, în schimb, companiile de telefonie mobilă nu pot menține o legătură. Domnule Dobrițoiu, o să vă adresez două întrebări consecutive acum, exact cum au răspuns și ceilalți invitați. Prima se referă la pandemia de coronavirus și la cadrul legal care n-a fost absolut deloc suficient sau poate prea stufos, astfel încât s-a ajuns ca guvernul, președinția și Curtea Constituțională să joace tenis cu diversele decizii și țin minte că a fost o ordonanță de guvern, o ordonanță militară la un moment dat, care trebuia să se aplice de la expirarea celei precedente, dar a început cu 3 zile diferență. Ce propuneri veți avea dumneavoastră pentru schimbarea cadrului legal privind pandemiile și toate celelalte lovituri pe care le poate încasa societatea românească de acest gen? Întrebarea dumneavoastră este deosebit de complexă și cine spune că are un răspuns la modul în care sistemul de sănătate, care este proiectat, este configurat pentru a face față cu ritmicitățile unei stări normale, nu unei stări de pandemie. Cine spune că are soluții așa peste noapte, să îmbunătățească atât infrastructura cât și cadrul legislativ, părerea mea este că răspunsul este total neserios. Pentru a avea o imagine clară, un răspuns și un răspuns la problemele pe care le-am trăit cu toții, le-a trăit întreaga societate în această perioadă, ar trebui să angajăm în discuții și în efortul analitic toate elitele acestei țări. Începând de la Academia Română, universități, pentru că ceea ce am trăit nu este conform cu, o proiecție prin care un stat să poată să facă față unui val de îmbolnăviri uriaș. Iar rezultatele pe care le avem în cadrul sistemului medical, să știți că le datorăm în primul rând corpului doctorilor și asistenților medicali, deci celor care lucrează în spitale și care și-au dedicat nu numai timpul, energia, cunoștințele pentru salvarea oamenilor, sau mai mult și-au sacrificat și familie și chiar pe ei înșiși. Fără îndoială, și sunt de acord cu dumneavoastră, dar întrebarea mea vine și o să vă explic tuturor invitațiilor. După ce m-am uitat de curiozitate să văd cum s-a rezolvat criza din 1977, declanșată de cutremurul din martie de atunci. Iar în acel moment s-a emis un decret care a avut 11 articole, primele 10 aveau câte o frază, foarte specific, ce face MAPN-ul, ce face MAI-ul, ce fac gărzile populare, și doar 11-lea era unul generic. Inclusiv se refereau la cei neafectați din anumite județe, unde și cum trebuie să ajute. Tot acest decret, cu numărul 58 pe 1977, avea jumătate de pagină, A4. Exact asta întreb eu, dacă nu cumva ar trebui să, exact ce spuneți toți invitații în această emisiune, să se facă ceva specific, pentru că nu poți ști, Doamne ferește, când vine un cutremur, când se suprapune peste această pandemie altceva. Aici mergea întrebarea mea și către dumneavoastră. Deci, întreaga legislație trebuie revizuită, cum bine sugerat și dumneavoastră, dar în urma unor analize serioase. Am înțeles. Bun, mulțumesc. Era numai puțin. Mergem mai departe tot pe sănătate. Pe sănătate, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, după cum i-am întrebat pe ceilalți invitați, atâta vreme cât avem toate aceste probleme care ne-au fost relevate de pandemie, avem diverse scandaluri legate de achiziții la suprapreț, avem scandalul că nu avem în continuare suficient de multe teste și au trecut 8 luni și sunt produse în lumea întreagă și prețul testelor a scăzut. Ce schimbări legislative ați face dumneavoastră pe viitor? Pe mine mă întrebați, da? Da, tot pe dumneavoastră. În primul rând, aș da curs solicitărilor repetate, făcute de profesorii Astărăstoaie și Rafila, în sensul de a crește numărul de personalului care recoltează și analizează aceste probe. Noi am creat, și nu e rău, încă 100 și ceva de laboratoare. Dar atenție, personalul nu avea pregătire în domeniul microbiologiei celulare. Echipamentele nu erau calibrate. Deci, cu alte cuvinte, în momentul în care ai probleme privind competența personalului care recoltează și
și analizează aceste probe. Normal că nu poți să ai încredere nici în certitudinea datelor. Ori din acest punct de vedere eu nu am auzit nimic din partea guvernanților privind efortul de pregătire a acestui personal. Capacitatea noastră de testare este limitată, din câte am înțeles, din depozițiile publice, undeva la 50.000 de persoane, când în alte state se recoltează probe și se analizează probe cu un ordin de mărime sau două ordine de mărime mai mare. Deci acestea sunt niște limitări de ordin funcțional al sistemului nostru de recoltare și testare a probelor, pe de o parte. Pe de altă parte, eu sunt uimit de faptul că nu se mai fac analize epidemiologice. Și aici vreau să vă dau un exemplu scurt. Din toate graficele care le-am văzut, cel puțin cu 4-5 zile în urmă, noi aveam 3 județe în zona verde. Eu stau să mă întreb dacă a analizat cineva situația epidemiologică din județele bune. Dacă oamenii, care este relieful, dacă ei fac deplasări către centre urbane, pe la locurile de muncă. Deci analize care să dea o anumită coerență intervenției la nivel guvernamental. Am înțeles. Vă mulțumesc că au expirat cele două minute pentru această întrebare. Rețin din răspunsurile dumneavoastră, ale tuturor invitaților, schimbarea legii subvenționării partidelor cu redirecție. Salut inclusiv abordările colegilor de platou virtual, însă ar trebui să punem degetul pe rană și să spunem un lucru limpede. România nu are o strategie de dezvoltare pe termen lung de 50 de ani, iar rolul privind elaborarea acestei strategii ar trebui să aparțină președintelui. Deci degeaba aruncăm anatema asupra întregii clase politice. Această strategie trebuie aprobată în Parlament, trebuie să stabilească foarte clar prioritățile naționale, ori dacă noi nu recunoaștem educația, sănătatea, infrastructura ca priorități naționale, noi atunci vom asista la un spectacol trist și haotic în ceea ce privește dezvoltarea acestei națiuni. Pe de altă parte, s-a vorbit de alocarea resurselor. Păi da, să merge Dumnezeu, 6% erau prevăzut din produsul intern brut pentru educație de foarte mulți ani. Asta înseamnă lipsă de determinare în ceea ce privește recunoașterea priorității acestui domeniu care asigură păstrarea identității naționale în viitor. O altă problemă. Uitați-vă că nici acum noi nu știm care este starea infrastructurii sistemului educațional românesc, în condițiile în care se întâmplă și niște paradoxuri. Avem foarte mulți copii talentați care au câștigat olimpiade internaționale. Ei sunt produsul acestei școli. Nu avem consecvențe în ceea ce privește pregătirea dascălilor. Gândiți-vă că mulți oameni, foarte mulți dascăli care intră în concursurile de definitivat, iau note uimitor de mici. Sistemul de predare este unul vechi, este caduc. Deci, cu alte cuvinte, transformările la nivelul sistemului de educație trebuie să repună în centrul preocupării omul, elevul, familia. Deci pentru asta luptă umaniștii din răsputeri. Altfel sunt politici fără țintă precisă. Alocăm resurse și nici măcar nu respectăm această alocație în timp, pentru că noi redescoperim fel și fel de priorități care drenează banii. Vă mulțumesc pentru răspuns. Da. Vă mulțumesc pentru răspuns. Rețin din răspunsurile tuturor participanților la această dezbatere. Să ne aplicăm cu mai multă acribie, cu mai multă atenție asupra surselor de alimentare a bugetului de stat. Este un lucru arhicunoscut că noi, țara noastră este pe ultimul loc la colectarea TVA-ului,
din Uniunea Europeană și pe ultimul loc la colectarea taxelor și impozitelor care alimentează bugetul de stat. Vreau să vă spun că niște încercări timide au fost făcute. A fost, dacă vă aduceți aminte, stabilit un proiect pentru informatizarea ANAF-ului de vreo 70 cu Banca Mondială de, în valoare de 70-80 de milioane de dolari. Bun, se pare că acest proces de informatizare nu a fost privit cu ochi bun pentru că s-ar fi văzut tranzacțiile online ale marilor contribuabili. Un alt aspect. Marii contribuabili nu plătesc la sursă taxele rezultate din activitatea lor economică și ei repatriază profitul și le plătesc profit la tot ceea ce fac în România în țările de origine și pun în față legea dublei impozitări. Deci acesta este un aspect care trebuie neapărat rezolvat. Dacă noi nu vom crește nivelul de colectare, nu vom avea bani mai mulți la buget. Bani care, uitați, sunt, necesari pentru dezvoltarea economiei românești, pentru dezvoltarea școlii, pentru dezvoltarea infrastructurii în domeniul sănătății. Un alt aspect. Noi, de când suntem membri ai Uniunii Europene, nu am fost foarte harniți sau foarte inventivi pentru atragerea fondurilor europene. Și iarăși am fost scotași. De asemenea, atragerea de resurse de finanțare externă s-a izbit de fenomenul corupției generalizate sau fenomenul corupției trâmbițate prin alte capitale. De ce spun acest lucru? Pentru că ar trebui să nu uităm faptul că sunt bănci mari în lumea asta, dacă doriți le dau și numele, care sunt implicate în trafic ilegal de valută, bancnotă frauduloasă și spălare de bani de ordinul a miilor de miliarde de euro. Despre ce vorbim aici? Vă mulțumesc pentru răspuns și cumva ați intrat chiar în următorul subiect, în așa l-ați atins, cel în care vom vorbi despre modificările, despre schimbarea, despre refreshul pe care l-ar avea nevoie. Așa, cu tentă populistă adineori. Se vorbea despre eliminarea imunității aleșilor. Păi da, citiți Constituția. Aleșii, la fel ca și președintele României, au imunitate numai pentru declarații politice, punct. Orice alte, presupuneri, presupuse imunități, sunt nelegale și anticonstituționale. Deci imunitate există, conform Constituției României, în vigoare, doar pentru declarații politice. Mă refer punctual și la avizul începerii urmăririi penale în cazul aleșilor. Se pare că, iertați-mă pentru ceea ce spun, dar asta e realitatea. În momentul, în primul rând, aviz se dă și în Parlamentul European, în toate parlamentele, tocmai pentru a evita anumite abuzuri care se pot face împotriva alesului din cu totul alte motive. Să treacă o lege mai impusă de nu știu cine, de nu știu ce corporații și așa mai departe. Deci, din cauza aceasta este necesar ca avizul să fie dat de către Parlament. Așa se întâmplă și în parlamentele celelalte din Europa. Însă, în momentul în care un parlamentar într-o comisie primește un camion de dosare cu zeci de volume față de un alt coleg căruia îi se solicită ridicarea imunității parlamentare, de acolo nu sunt prezentate fapte clare. Uite, domnule, ăsta e rechizitoriu sau ăstea sunt elementele care constituie probe în administrarea cauzei. Nu! Sunt trimise de-a valma, e trimis un camion cu dosare, vreo 50 de dosare, și toate acele dosare ar trebui să fie studiate de cei care ridică mâna pentru a-l trimite pe om, a ridica imunitatea sau nu. În momentul în care cererea nu este explicită și bine punctată, să știți că vor exista rezerve. Rezervele existând și în alte parlamente europene. Am înțeles. În ceea ce privește alegerile. Vă rog pe scurt, că am depășit cele două minute. Pe scurt. Vă rog mult.
Foarte pe scurt. Să știți, singura soluție nu este votul uninominal. Chiar dacă el are unele probleme în sensul că unii cu bani mulți să-și cumpere mandatul, totuși nu merge la nesfârșit acest lucru. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult. Vom reveni la acest subiect. La final, fiecare dintre dumneavoastră va avea un slot de 2 minute în care veți adresa. Mulțumesc. În primul rând, tot efortul legislativ la care va fi angajat Partidul Puterii Umaniste va fi concentrat asupra omului, care nu trebuie să mai fie privit ca o mașină de vot, care nu trebuie să mai audă din partea liderilor politici folosind verbul la viitor în campaniile electorale, vom face, vom trece, și din potrivă, care trebuie să dea socoteală, apropo de acel accountability. Adică, domnule, primul ministru ar trebui să vină să spună cât și în ce măsură, periodic, a îndeplinit programul de guvernare, care sunt obiectivele îndeplinite, dar să pună accent pe cele neîndeplinite și asupra cauzelor care au condus la neîndeplinirea acestor obiective. O altă dimensiune asupra căreia se concentrează Partidul Puterii Umaniste este să crească dimensiunea controlului parlamentar democratic asupra instituțiilor statului, pentru că realitățile demonstrează că în unele zone mai de nișă așa, Parlamentul este controlat de alții. Ori acest lucru este inadmisibil. De asemenea, ne propune să punem în justă balanță toate puterile statului. Pentru că dacă nu există echilibru între puterile statului, atunci se pot întâmpla accidente de parcurs regretabile care vor fi resimțite pe termen lung în întreaga societate. Vă aduc aminte revolta coloniilor din Grecia în 56, când o putere a statului a luat o razna și trăgea cu arma pe străzi. A mai fost o situație la noi când justiția s-a făcut concentrându-se pe eliminarea liderilor politici care nu erau agreați. Ori acest lucru nu trebuie să se mai întâmple. Ați observat că au fost foarte multe cazuri când personalități din statul român au refuzat să vină la apelul comisiilor parlamentare sau a Parlamentului în ansamblul său să dea seamă în fața aleșilor poporului asupra unor probleme de conduită sau asupra unor probleme generale în ceea ce privește instituțiile respective. Este un nonsens. Deci o concurență între puterile statului nu poate să servească valorile democrației și evoluția statului român ca stat democrat. Vă mulțumesc, domnule Corneliu Dobrițoiu, candidat la Camera Deputaților din partea PPUSL București. Mergem către domnul Liviu Negoiță. Ce proiecte de lege ați pregătit pentru acest mandat de 4 ani și care este mesajul dumneavoastră către votanți? 2 minute și jumătate, vă rog. Așa cum spuneam, Partidul Mișcarea Populară ține foarte mult la trecerea legii privind revenirea sau la 300 de parlamentari pe care România să-i aibă. Este o lege promovată în 2016 și sper să putem să